Am sunat odată, am zis că mă sună, când și-au decis, dar nu mai sunat. Dar am vrut să fac și foto și video, dar nu mai fac, că nu-mi place, nu iasă calitate să fac unul două. Cum o să fie, că zic că mă duc și de persoane, nu o să la masă. Ce mi-a zis, acum eu spun, că eu aveam acasă oră de filmat. Le-am dat să scrie, ai 5 followers.
visul tău? Hmm? Visul tău? Ce e asta? Ia. Ia, e ce? Între pier. Hmm? A fi fost fain acum. Ce fac să pun asta? Între pier, stai ce zi. Aveam acasă, poți să-l desfaci? E cât de-o? Ceva și încerc să văd dacă pot să bag aici. Hai să văd. Uite așa ceva, unul de astea să văd dacă am. Și să-mi filetez acolo și-o bag în aici. Mm-hmm. Să nu uiți la sfârșit să mi-l dai, știi? Stai să vedem aici asta. Stai să vedem cum e. Ok. Stai să. Așa e? Mhm. Da, bine? Oh, nu, o să intru. O să-ți atât fie deschis. Trebuie să vedem ce parte. Așa trebuie să fie. Așa e. Ok. Să fie așa sub ea. Să-l dai jos, desfaci, ăsta trage așa și după aia clapeta, care e jumătate. Vezi, ăsta aici. Excelent.
vedere. Începem să lăudăm pe Domnul din cântarea Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, oricât voi suferi cântarea mea va fi, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Să ne dea Dumnezeu putere prin orice vom trece, orice ar veni în viața noastră, orice ar veni în calea noastră, să ne dea Dumnezeu putere întotdeauna să putem să rămânem lângă El și să spunem din toată inima Dumnezeu să rugă această familie, să le dea putere și să ne ajute, să ne ajute Dumnezeu pe toți să fim pe placul Lui. Amin. Thank you.
Iubiți frate, Todorică, iubiți băieți, fete, norori, gineri și cei 16 nepoți. Cei care sunt aici și cei care urmăresc România, doresc să spun unul Dumnezeu să vă mângâie și să vă binecuvânteze pe toți. Amin, amin! Spunem de toată inima, cu inima frântă, Dumnezeu din cer să aibă în vedere în această după masă strângerea noastră aici și vrem să spunem la aceste familii, începând cu fratele Tuduric, la toți ceilalți, condolianță. Dumnezeu din cer să le lăsă lui mângâiere și binecuvântare peste voi în primul acestea critice prin care Domnul îngăduie să treceți pe aici. Vă spunem de suflet, suntem alături de voi. Măriți să fie Domnul! Și potrivit cu împrejurare în care vă aflați, David spunea Psalmul 34, versetul 1 și apoi versetul 18, zicând: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și laudă Lui va fi totdeauna în gură. Versetul 18 din acest psalm are două cuvinte potrivite și sunt pentru voi de folos să vi le amintim în această după masă. La versetul 18 zice așa: Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă. Aleluia! Și știu că inima vă este frântă. Domnul mântuiește pe cei cu Duhul zdrobit. Amin! Știu că sunteți zdrobiți. Numai Dumnezeu poate să vă ajute și să vă dea biruință în vremurile acestea. Amin! La Psalmul 46, versetul 10, zice acolo: pentru voi și pentru noi toți care suntem aici, opriți-vă și să știți că și eu sunt Dumnezeu. Aleluia! Eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc peste pământ. Amin. Și vreau să vă spun, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Mărire Lui! Ne aflăm aici și apreciem, mulțumim pe toți cei care ați avut pe inimă să fiți alături de aceste familii în această vreme prin care trec cu inima rănită, budită. Toate lucrurile voi le punem în plan și le avem în socoteală ce vom face săptămâna viitoare, luna viitoare, anul viitor. Dar nimeni dintre noi n-a avut în plan că sora Stella, în data de 4 octombrie, Domnul a chemat-o acasă la odihnă. Aleluia! Nimeni n-a știut, dar dacă Dumnezeu a rânduit așa, și a avut în planul Lui, că zilele fiecare sunt numărate înaintea lui Dumnezeu și toate se duc până acolo, până când hotărăște El. Și vrem să spunem pentru familie, aceasta a fost hotărârea lui Dumnezeu. Amin. Aceasta a fost voia lui Dumnezeu. Amin. Și El să rămână cu toți cei care suntem aici și cei care am avut o pisoră Stella ca o soră bună în biserică, ca o soție bună, ca o mamă bună și ca o bunică bună. Și știm că ea nu lipsea de câte ori avea ocazia să vină marța la rugăciune, joia la serviciu, duminica. Și vreau să vă spun ultimele cuvinte pe care le-am auzit din gura lui Stella. O seară înainte să plece la spital, neștiind că se întâmplă lucrul acesta, am sunat pe fratele Tudorică, vorbeam cu el și cred că era pe speaker, că am auzit glasul redus, stins, al sora Stella, care a zis următoarele cuvinte. Către mine s-a îndreptat, zicând: spune la sora Ileana să se roage pentru mine. Deci a dorit sprijin în rugăciune de la familie și de la biserică și a fost așa cum a rânduit Dumnezeu. Acum vrem să începem slujirea de priveghi de la această dupămasă, fiind aici, prin îndurarea și ajutorul Domnului, și înainte să citim textul care este rânduit pentru seara aceasta, dorim prin fratele Pavel Triv, dați un microfon, vă rog, care va înălța o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, și apoi, după rugăciunea pe care fratele Pavel o aduce înaintea Domnului, cerând binecuvântarea, vom citi din Psalmul 39, 7 versete, care să fie ca text de învățătură pentru noi toți care ne aflăm aici. Amin. Aleluia!
care este marcată de durere. Tu cel ce ești Dumnezeu, că îi mângâie. Aleluia! Și tu cel ce poți să mângâi familia aceasta, te rugăm să lași mângâierea ta divină, să lași anul tău. Amin. Să completezi locul, Doamne, care acum lipsește, pentru că știm că tu ești Dumnezeu care are autoritate peste toate lucrurile. Te rugăm să binecuvintezi familia care a rămas îndoliată, să binecuvintezi copiii, să binecuvintezi nepoții, dar în mod special te rugăm pentru fratele Andrică să gândești cu mine. Are nevoie de brațul tău. Are nevoie de îndurarea ta, Doamne. Și pentru că ești un Dumnezeu al mângâierii, te rugăm să te atingi de ființa lui. Te rugăm în mod suprem și excelent să lucrezi în dreptul lui, Doamne. Vor veni vremuri și perioade când va rămâne singur, că fiecare se va duce la lucrurile lor, dar tu să rămâi aproape de el și să fie. Te rugăm acum, Doamne, să dai un mesaj proaspăt în după masă la așteptăm ca să ne vorbești. Și prin aceste evenimente, Doamne, să ne trezești la adevărul tău. Să ne atragi inima mea aproape de tine ca orice căi. Să înțelegem că tu ești stăpân pe viață și ne chem acasă când tu vrei. Amin. De aceea te rugăm, fă-ne sensibil. Lasă ungerea ta peste mesagerii tăi. Amin. Lasă pentru un sfânt în care și binecuvântează seara aceasta cu prezența ta. Amin. Credem că vei face mai mult, pentru că îți cerem toate aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Și te rugăm frumos să ne asculți. Amin. 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 Am vrea să dăm atenție la citire care o avem din Psalmul 39, de la versetul 1 la 7, să luăm aminte la cuvântul Domnului, care a fost inspirat prin David. Ziceam, voi vedea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frânguri când va sta cel rău înaintea mea. Am stat mult în tăcere. Am tăcut măcar că eram nenorocit. Și totul, durerea mea nu era mai puțin mare. Mi-a dat inima mine un foc lăuntric, mă mistuia. Și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt tonat de mână și viața mea este ca un nimic înaintea ta. Așa-i, Doamne. Da. Orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Amin. Da. Omul umbră ca o umbră, se frământă degeaba. Strânge la comor și nu știe cine le va lua. Atunci, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În tine îmi este nădejdea. Amin. Amin. Vă rog cu respect să ocupați locurile. Fie Domnului că auzire cu Duhul Sfânt în această după masă, în locul acesta, pentru cei care vor cânta spre slava Domnului și pentru frații care vor predica cuvântul Domnului. Să laudăm pe Domnul cu toți împreună cu o cântare pe care frații au pregătită și apoi în loc la cântările care sunt puse pentru această slujire din această cupărmasă, spunem la fratele Iosif de la Toronto și la fratele Vasile Bozan de la Kitchener, bine că au venit la invitația care mi s-a făcut din partea familiei să fie alături cu ei și alături cu noi. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Amin. Să lăudăm pe Domnul de cântarea, se duce viața ca un vis și umbrele se duc și vin, iar noi zburăm spre paradis, spre viață sau spre chin. Se duce viața ca un vis, pe mai de necunoscut, eu ceamul veșnic. Ți-a trecut, adevărat.
și tu vei trece în urmă. De bine cum te-ai pregătit, spre leșișie vei spura. Să fim mântuiți.
să fii mântuit. Vom asculta o cântare spre slava Domnului, cântată de fratele Emanuel Popriș, după care se va pregăti sora Tadita Etonian, să laudă pe Domnul cu cântare, după sora Tadita, corul, să laudă pe Domnul, și după aceste cântări ne rugăm pentru fratele Iosif, de la Toronto, Domnul să-i dea călăuzire, Domnul să-l binecuvânteze, în mesajul pe care va fi pentru audiență, pentru familie și pentru noi toți care suntem aici. Că singur și străin
să vă oferim mângâierile și Dumnezeu să vă mângâie pe toți. Cântarea spune când am pacea Domnului. Dacă am pacea Domnului, poate veni orice vifor. Aleluia! Că inima mea și atunci cântă un vifor. E bine, e bine în Domnul. Domnul să vă binecuvinteze toată familia Andrica și pe toți ceilalți în gloriați. Amin. Amin.
cum va fi la judecata de apoi, ce mărturie, nu? Și se merită să luăm aminte. Tatăl continuă pentru dumneavoastră, frate Tudorică, astăzi ceea ce a fost parte la toate cele de mai sus, adică la slujirea în Evanghelie, la creșterea copiilor, la slujirea în rugăciune, la dedicarea în educarea copiilor în temere de Dumnezeu. Sora Stella, în alte cuvinte, azi ceea ce a fost parte la toate cele de mai sus a plecat acasă la Domnul Iisus Hristos, unde a fost așteptată ca truda și alergarea să fie răsplătite. Aleluia! Nu mă îndoiesc nicio clipă de această realitate a făgăduinței scripturică și dacă tot ce a fost scris a fost scris pentru noi ca prin răbdarea și mântuirea pe care o avem în Scripturi să ne ofere nădejdea aceasta. Amin! Nădejde ce nu înșeală, căci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată noi prin Duhul Sfânt, frate Tudorică și stimată și ta iubită familie Andrica. Și acum tata merge la un nivel mai intim pentru dumneavoastră. Frate Tudorel, dragi copii, cei de aici și cei din țară împreună cu familiile voastre, fiți tari în Domnul. Iubita soție, mama, bunica și scumpa noastră soră în Domnul ne așteaptă la locul pregătit în casa Tatălui Ceresc de însăși Iisus Hristos Domnul. Cu încredere îți spunem, dragă noastră Stella, gloriosul adio, care înseamnă acea frumoasă exclamare la Dumnezeu. Adio la Dumnezeu. Venind din acel latin, cuvânt latin, Dio, Dumnezeu și A, la. La Dumnezeu. Frate Tudorică, acestea sunt cuvintele Tatălui meu pentru dumneavoastră și pentru draga familie, Stelian, Emanuela, Tina și sigur cei care ne urmăriți din țară, Gabriel. Eu l-am cunoscut pe Gabriel în Detroit, la cercurile de rugăciune, de la Bonaș, avea un corvet atunci. Sigur, a trebuit să plece în țară pe vremea aceea sau a dorit să se reîntoarcă. Dar așa l-am cunoscut. Gabriel, dacă ne auzi, te salutăm. Primiți acum și salutul comunității Bisericii Române Pentecostale Logos din Toronto. Frații care au știut de venirea mea au transmis sincere condolianțe în mod deosebit pentru Iosif Uțu de la familia Switch Benny, sincere condolianțe, Emanuela, Iosif și sigur întreaga familia Andrica, fiți mângâiați de Domnul. Și acum aș dori să construim pe ultimul verset câteva cuvinte de înviere, nu predică, pentru că nu are rost, e momentare, e privechi. Nu putem fi atenți. Durerea despărțită. Dar totuși are o valoare inestimabilă cuvântului Dumnezeu. Acea valoare și este enunțată în Psalmul 18 și vom construi împreună cu ultimul verset din citirea de astăzi. Zice, căile lui Dumnezeu sunt desăvârșite, cuvântul Domnului este încercat, el este un scut pentru toți cei ce aleargă la el. Și asta aș dori să facă, nu numai familia Andrica, ci toți care trece prin circunstanțele văi plânge, adică a decesului, a despărțirii. Frate Tudorică, s-a terminat citirea fratelui Diaconescu în această după-amiază, la versetul 7 din Psalmul 39, cu această întrebare extrem de provocatoare. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? Aleluia! Și sigur, noi când predicăm și mie astăzi, îmi este mult mai ușor decât dacă aș schimba locul. Și nu doresc să schimb locul, nu mi-o arăți numele rău sub nicio formă. Da? Deci ne este mult mai ușor să renunțăm mândrieri, confort, alini, de care, însă cum lucrează procesul acesta de jeale, de jelire, este diferit la fiecare om și atenție poate, dar fiecare om are dreptul să-și exprime individual, pentru că El, Dumnezeu însuși, ne-a făcut unici, nu roboți. Deci să nu vă supărați când cineva citim și în psalm câteodată cuvinte grele care te mirată și, sau te ne mirăm, dar și apar în Scriptură. Ferice de cine se va zdrobi pruncii de stângă, nu? E șocant să citești aceste afirmații în cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt izvorâte din durerea unui psalmist față de asuprirea care a simțit-o și la decese, la despărțiri, mai ales după o viață așa frumoasă,
amintiri, se nasc întrebări. Ceea ce putem propune astăzi ca mângâiere este această alergare la Cuvântul lui Dumnezeu ca și motiv de mângâiere. Și cineva ne spune, de ce să stai aproape de Domnul în criză? De ce să stai aproape de Domnul și să nu faci ce au făcut prima familie? Să se răzbătească. De ce se merită calea aceasta a suferinței? De ce se merită aceste versete? În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Nu am iubit lumea. De ce? Și aș vrea să călătorim în cartea mândrierii, în cartea profetului Ieremia, în capitolul 33, aceste cuvinte vin din inima mea pentru toată, în întreaga, în întregime, familia Anglica și aș dori ca Duhului Dumnezeu să vă desprindă un pic de durerea și realitatea despărțirii de soție și de mamă, de bunică și de cea a fost cea mai dragă, cea mai detașată, cea care ținea nucleul, motorul familiei, nu sora Stella. Aleluia. Aș dori ca Duhului Dumnezeu să îndrepte inimile noastre, în mod deosebit ale dumneavoastră și ale noastre, ceea ce vom citi în versetele 19 la 22, dau răspunsul la întrebarea de ce se merită să rămâi aproape de Domnul în necaz. Și este foarte interesant cum începe acest cuvânt. Dumnezeu nu lasă pe Ieremia să se subscrie că este de la el, ci spune astfel, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel, este chiar de la Dumnezeu. Nu este al lui Ieremia, nu este de la o vârșie umană, ci o bășie din zilele veșniciei. Așa vorbește Domnul. Dacă puteți să rupeți legământul meu cu ziua și legământul meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai fie la vremea lor, atunci se va putea rupe și legământul meu cu robul meu, David. Așa încât să nu mai aibă fii care să domnească pe scaunul lui de domnie și legământul meu cu leviții, preoții care îmi fac slujba. Ca uștirea cerurilor care nu se poate număra și ca nisipul mării care nu se poate măsura, așa voi înmulți sămânța robului meu David și pe leviții care îmi slujesc. La prima vedere nici nu pare un cuvânt de mângâiere la înmormântări, dar el este foarte real, un cuvânt de mângâiere, mai ales când este încadrat în ceea ce noi numim cartea mângâierii, cartea alinării. Pentru că atunci când Israelul era asediat, precum familia Anglica este astăzi asediată, fiind luată una dintre cele mai călduroase ființe ale familiei, cele mai iubitoare ființe, cele mai dinamice ființe, s-a rupt, s-a desprins. Este un asediu asupra familiei. Și se ridică întrebări. De ce, Doamne, nu putea merge eu? Și eu când discut cu tatăl meu, și-ar fi dorit el să meargă primul. Și nu e după cum ne dorim. Dar în crizele vieții umane, Cuvântul lui Dumnezeu are pentru noi acest scut de apărare, pentru că face niște afirmații și pronunță niște promisiuni formidabile. Dacă se poate rupe legământul cu ziua și noaptea și cred că și știința ar fi de acord cu noi astăzi, fără îndoială, că nu se pot schimba ceea ce este determinat zi și noapte, oricât se încearcă să se schimbe genul, oricât se încearcă să se schimbe identitatea familiei, nu se poate schimba acest eveniment sau fenomen al vieții, ciclul pământului în jurul soarelui în timp de o zi. Nu se poate, este inadmisibil, nu? Nu se poate rupe acest legământ și Dumnezeu ne vorbește prin cartea mângâierii transmisă profetului Ieremia în timpul asediului Ierusalimului, în timp ce era ciumă, foamete și sabie, în timp ce sora Stella a fost luată și este ruptă și struncinată familia Anglica. Cuvântul Domnului răsună astfel, se merită să stai lângă Dumnezeu pentru credincioșia Lui. Amin. Se merită să stai lângă Dumnezeu pentru răscumpărarea Lui. Amin. Și se merită să stai lângă Dumnezeu în clipe extrem de grele. Amin. În clipe în cât cerul este de plumb și se desface pământul.
ante, nu am luat această haină, această cravată ca să fim conform formei, nu nici de cum, ci am lăsat toate în Toronto și am alergat ca să fim alături de prea iubita familia Andrica, pentru că o plătim și Dumnezeu prețuiește familia Andrica și a dăruit aceste cuvinte pentru dumneavoastră, pentru că și noi ne gândim ce am putea vorbi, ce am putea adăuga. Dar cel mai bun este cuvântul lui Dumnezeu, care pe lângă credincioșia lui și răscumpărarea care ne oferă, oferă extraordinar această certitudine a moștenirii. Acum haideți să parcurgem foarte rapid text. Nu-i predică, numai un dialog de mândriere. În timp ce David este mort, noi suntem în timpul lui Ieremia, în timp ce Ierusalimul este înconjurat de oști, este ciumă, foamete și sabie. Cuvântul Domnului vine cu certitudinea legământului dintre noapte și zi, pentru ca poporul să aibă credincioșia răscumpărării. Va veni ziua răscumpărării, va veni ziua fratea Tudorică, va veni ziua Stelian, Emanuela, Crina și toți cei din România, va veni ziua când vrăjmașul cel din urmă, moartea, va fi aruncat în iadul de foc care este moartea. Va veni. Va veni ziua răscumpărării pe deplin, va veni ziua în care familiile noastre, zice cuvântul Domnului, plin de certitudine, vom fi întotdeauna cu Domnul. Aleluia. Și puteți să spuneți, bă, băiatul ăsta de la Toronto crede în basme. Da, le cred. Nu sunt basme, sunt realități. Și spune aici cuvântul Domnului într-un verset final al citirii noastre, un cuvânt extraordinar. În timp ce templul era sediat, în timp ce se puneau foc palatelor Ierusalimului și templul fiind distrus din temelie și ras, Domnul promite că nu vor lipsi niciodată leviți. Domnul promite că cei ce au slujit Domnului aici vor fi încoronați cu slujire veșnică. Dați-mi voie să vă citesc ultimul verset ca o mângâiere. Ca o știre a cerurilor, care nu se poate număra și ca nisipul mării, care nu se poate măsura. Așa voi înmulți sămânța robului meu, David. Așa voi înmulți slujirea familiei Andrica. Aleluia! Dacă alegem să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu ca scurt și pauză, vom moșteni aceste lucruri. Amin! Cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. Este mai ales să treacă cerul și pământul, zice Luca, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. Și Dumnezeu s-a subscris la aceste cuvinte și vi le transmite dumneavoastră și nouă. Slavă Lui! Și cuvântul Domnului este încercat, este pus într-un viitor lămurit de 7 ori. Au trecut oameni înaintașii noștri din crize. Și a trecut primul tot. Slăviță! Pentru că s-au axat pe promisiunea cuvântului lui Dumnezeu. A trecut Iosif prin criză. În acuzări false. A căzut Daniel. A trecut Daniel prin criză. Pentru rugăciune. A trecut Hanania, Mișel și Azaria prin criză. Pentru că nu au slujit idolilor. Aleluia! Împreună cu cei din vechime, împreună cu familia Andrica, care astăzi trece prin criză, haideți să ne mulțumim unii de alții cu aceste cuvinte, care răspund la întrebarea a ceea ce s-a citit din Cartea Psalmilor. Ce poate face cel neprihănit? Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? Nădăjdui credincioșia lui Dumnezeu? Amin. Răscumpărarea lui Dumnezeu și moștenirea lui Dumnezeu pentru slujire veșnică. Sunteți foarte iubiți și prețuiți. Amin. Amin. Domnul să te binecuvinteze. Aleluia. O, slavă Domnului. Slăviți să fie Domnul. Amin. Cred că unii poate să treabă în locul acela o cunoștință câți ani ar fi avut sora Stella. Și mi-aduc aminte că, știu eu, în jur de 2 luni, împreună cu cei dragi, care am fost împreună la o părtășie, și atunci, fratele Tudorică, împreună cu sora Stella, cam 2 luni în urmă, au sărbătorit 50 de ani de la căsătorie împreună. Și a fost o binecuvântare și o bucurie ca împreună soț-soții să
supraviețuiască prin vremuri de vreme, prin curcări și coborând timp de 50 de ani. Domnul să binecuvânteze continuare toți cei ce aparțin familie. Amin. În data de 4 octombrie spuneam, Domnul chema pe acasă și sora Stella, la 68 de ani și 10 luni, a terminat călătoria pe pământul acesta. Dacă mai era să fie în viață, pe 4 decembrie avea să facă 69 de ani. Dorim acum pentru cei care aparțin familie să aibă toată încrederea că va fi o revedere care să vă recomandă și bucuria de atunci va depăși între starea de acum. Lăudați să fie Domnul! Bun este Dumnezeu cu fiecare. Slavă Lui! Amin! De aceea spunea omul lui Dumnezeu, Psalm 115. Izraele, pune-ți încrederea în Domnul. Amin! Casa lui Aron, încrede-te în Domnul. Amin! Și eu zic, casa lui Tudurică, încredeți-vă în Domnul. Amin! De ce? El este ajutorul și sprijinul tuturor. Măriți să fie Domnul. Dă loc acum la fratele Evelin Pascalău să laude pe Domnul cu o cântare, urmează corul mix, de nou să laude numele Domnului și apoi, după aceste două cântări, Domnul Dumnezeu de Cer să binecuvânteze pe fratele Ozan, care este cu noi, Dumnezeu să-i dea cuvânt, să-l pronunțească și să binecuvânteze mesajul pe care îl are pentru noi toți. Amin. Amin. Așa cum spunea fratele Gheorghe, va veni ziua când ne vom reîntâlni și refrenul acestei cântări spune ne vom vedea la răpire, sus la marea întâlnire, îmbrăcați în nemurire cu Iisus, al nostru mire. Să ne dea Dumnezeu putere. Amin. Amin. Amen.
uitați-ne murire, cu Iisus al nostru bine. Aceea zi, când trâmbița va răsuna, aleluia! Și când Iisus va reveni și stolul ne va aluna, ne-o vedea la răpire, sus la marea întâlnire. Îmbrăcați-ne murire, cu Iisus al nostru mire, ne-o vedea la răpire, sus la marea întâlnire. Îmbrăcați-ne murire, cu Iisus al nostru.
Te-am vrut să fie Domnul Iisus. Amin. Mă bucur că am sosit la această mare sărbătoare. Slăvit să fie Domnul! Noi avem obiceiile noastre să ne îmbrăcăm în negru, să jelim, să... Dar nu uitați, dacă atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu, e o sărbătoare în cer. Amin. Dar când o mântuit ajunge la cer, aleluia! E și mai mare sărbătoare. Am avut ocazia să gust odată din bucuria cerului, când o familie de 6 ani de zile n-a mai fost cu frață și a rămas pe o parte cu totul nici fața Domnului nici nu se saluta, nici nu se împrumuta nimic cu frață. Și Domnul, printr-un vis de noapte, mi-a arătat că trebuie să ajung în satul Sărlicea. N-am auzit de când sunt. Și am întrebat pe păstorul popii om din Vâlcea, unde dormeam, că noaptea am scris pe marginea unui fiar. Există un nume Sărlicea? Ce e aia acum? Da, mai există. Păi, dar se făcea că eu trebuie să stau aici și mâine să ajung acolo. Păi sigur că da, ați merge la cine cu fără loc, apoi dimineață ți-o arătăm că în Sărlicea. Și m-am dus la Sărlicea cu harul Domnului când am ajuns să mă tac. N-am știut unde să mă opresc, cine, ce. M-am gândit o poartă ce era deschisă. Și atunci vine un om care avea clavicula asta legată, așa, stătea pe parte cu capul. E prin grădină, stă să uită la mine, să pare bucătările lui, iese înapoi, pune mâinile așa. Nu cumva ești fratele Vasile Rozan de la Turca? Eu sunt. Azi noapte am visat că vin la mine. Aleluia! Aleluia! Și în ziua aceea, Dumnezeu a fugărit sorul morții din curtea lui, care i-a luat găinile, caprele, calul, tot ce a avut. Un copil și acum era nevastă și un copil pe moarte. Și Duhul Sfânt s-a îndurat, le-a vorbit, păcatul lui a fost despășit prin sângele lui Iisus. Aleluia! Și el s-a înturnat la Sfânta Pocăință. Atunci, cu o grupă de frați mergând acolo spre Cluj, am simțit o legătură cu cerul sărbătoare. Aleluia! Merem ca 10 pași. Și deodată mi se oprea la toți, cum stăteam corp la corp, la toți deodată e așa, cu piciorul drept, și nu puteai mișca până nu strângai din răzputere. Că mare ești, Doamne! Aleluia! Și tot la 6, 7, 8, 10 pași se întâmpla același lucru. Mi-a făcut Domnul părtaș să vedem cum se bucură cerul. Aleluia! Când se întoarnă. Dar mă gândesc ce sărbătoare e acum în cer. Când sora noastră Stella să se vină acasă. Aleluia! Ce minunăție! Eu nu mă îndoiesc cum zic alții, nu știu unde merge sufletul. Cum să nu știi? Cum să nu știi? Pleca odată într-un Dumnezeu spre Ațe și pe la satul Ruș, pe acolo, când a ajuns, șoferul mâna în spate, lângă el, era nițul din Turda și cu fratele Andraș. Se bucurau, cântau, nici au început să prorocească. Și ăștia, mai ales cu Andraș, striga mereu, avea el obiceiul ăsta, cum are și fratele Andrica și alții. A
aproape la orice cuvânt să strângă aleluia. Andra cu o voce de bariton strângă aleluia, aleluia, aleluia. Dar nu mai vreau să fie Domnul. Nițul nu mai zice nimic. Asta crede că... Cum? Cu zis o frază de jumătate și nu gătată. Poate are o vedenie, mai strâng o dată de două ori, aleluia. Pune mâna pe el, nițul nu mai era. Păi o să vin jos din mașină și cu alte mașini s-au dus până la o poartă a cerului. Aleluia! În Borhan. Când o să sunt acolo, el așa a fost de speriat, o zis, nu mă mai duc în lucraș. Dar cuvântul Domnului strigă prin sora Rosalie. Bărbatul e ție, nu ți-o să fie vremea să-ți întrerup lucrarea și nici cărarea. Dar cât de ce, cât despre cel de lângă tine, că ei erau fost la tot acolo, sufletul lui o și ajuns la mine. Aleluia! Mărească-să Domnul! Amin! Câte vreme a fugit ăsta de lângă față la Cruj, nemărginimea a fost străbătută. Preamărit să fie Domnul. Ne-a luat multe cuvinte din gură preubitul ăsta, frate, că vroiam să încep și eu cu drumul ce vine de la Deva și apoi de la Dobra, cum treci podul, cum intri în Ilia, cum eram și găzduit în familia asta și cum am observat-o eu atunci pe sora Stella, că era ca un capitan între copii și când a fost vorba de adunare, gata, imediat toți nu se putea să se scoată de sub cuvântul ei. Apoi o bucătăreasă de om și primitoare de oaspeți. Dar acum ea și-a încheiat activitatea. Și cred că a încheiat-o în Domnul. Glorie lui Iisus Hristos. Cu toată graba noastră, vreau și eu să cânt o cântare mai bătrânească. Aleluia! Și dacă nu știți, poate că o veți învăța. Dulce-i viața în veșnicie, în veșnicie lângă Iisus. Dulce-i viața în veșnicie, în veșnicie lângă Iisus. Aleluia! Acolo soarele e Domnul glorie, dulce-i viața lângă Iisus. Amin! În veșnicie nu mai sunt lacrimi, nu mai sunt lacrimi, ci-s bucurii. În veșnicie nu mai sunt lacrimi, nu mai sunt lacrimi, ci-s bucurii. Acolo-i patria iubirii veșnice, dulce-i viața în veșnicii, acolo patria iubirii veșnice, dulce viața în veșnicii. Ce bucurie va fi acolo la întâlnirea cu Dumnezeu.
o piatră de potignire. Doamne Iisusă, omului Dumnezeu zice aici, cum o citim pe iubitul păstor, Iaconescu, ziceam, voi vedea asupra căilor mele, ca să nu păcătuiesc cu limba. Cu limba poți păcătui râzând. Dacă gândul-ți se duce aiurea, tu faci o glumă, dar o pui în seama, nu știu cui și cu ea, rănești ca un suflet. Iar poate fi aprinsă de focul ghenei. Cu limba poți păcătui la necaz. Aduceți aminte de eu, că nici nu-ți poți imagina. Într-o singură zi să rămână gol. Vine unul și îi spune cămile de pășchere și rogii tăi, mă rog, au venit să vieni și rogii tăi, ce e? Și cămile de l-au luat. Nu mai am scăpat! De asta a fost de grijă Satan. Să poartă unul ca să-i ducă veste. Nu ca ăla de a-i explica altul poate nu și la Iov. Focul lui Dumnezeu a coborât și toate turmele tale. Șapte mii de voi. Toate luat. Și pe rogii tăi de sluși. Nu mai am scăpat. Dar nu ca ăsta e spus așa ceva. Voi tăi erau la arat, la tâța voi, și erați acolo, la arat. Au venit cu tare și i-au luat pe tot. Nu mai am scăpat. Și vine altul bufăind. Vai, vai ce s-a întâmplat. Piciorii tăi, fetele tale, șapte piciori, trei fete, mâncau în casă rău mai mare copila tău. Și-a venit un vânt dinspre pustie. Auzi ce vânt, nu? Nu l-a venit o parte. Eu zic că a fost un, cum îi zice de asta? Un vânt, ești vânt. Că a lovit în cele patru colțuri a casei. Și-o jeruratul și-o murit toți. Nu mai am scăpat. Aleluia! Îți închipui așa ceva? Ați putut să mergeți așa cu imaginea minții și să vedeți așa o stare? S-a sculat de la locul lui, s-a închinat lui Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a luat. În toate acestea, Iov n-a păcătuit cu limba. Vedeți? Dumnezeu, care ne-a dat limba și cornele astea vocale, unde se plămădește cuvântul și apoi ajunge pe limbă. Îi tai atent la limba ta, frate, sore. Îi tai atent la limba ta. Ziceam, dar se vede că nu toate s-au putut ține de ciudeți. Ziceam, voi vedea supra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Și ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi trebuie ceva. Auziți ce zice acest? Îmi voi pune frâu gurii cât va sta cel rău înaintea mea. Vezi, acum am venit și m-am așezat pe o bancă cu fratele de acolo și dacă
dar pe vremurile noastre, în tinerețe, eram evangheliști itinerari. Mereu și eu și Frânc, dintr-o parte în alta, și tare se bucura frații, dar tare se supăra unii din conducerea fraților. Unii ne l-au rugat, alții ne rugă, autoritățile ne urmăre, dar avem o viață plină de bucurie! Aleluia! Glorie lui Iisus Hristos! Pentru că ne-am trimis și Dumnezeu își făcea lucrarea. Odată s-adună la Stâncești între pomul Chila Ilia și Dobra, apoi urcă în stâng acolo un drum sus către Munțul Bătrânii. Și acolo era un frate Benedeu Petre. Îl cunoșteam. Într-o seară se lăsa soarele să apună și o cadă cu știre, trebuie să pleci până acolo. Doamne, cum să mă duc? Obosit de la munca mea zilnică și acasă, lucram când făceam casă, era prin anii 70. Dimineață, la 6, eu trebuie să plec la muncă, cum să mă duc? Trebuie să plec. Miuță scumpă, zică pe nevastă, trebuie să plec, dar n-ar vrea să plec singur, pe care nu-mi drumă. Și aveam o motoretă din aia pe tot capă. Să vii și tu cu mine. Păi unde mă acum la ochiul meu? Trebuie să plec. Și-am plecat, am îndrumit. De la Sădeșel, la Sădeșalba, de la Sădeșalba. Intersecția cu Cujita, acolo la Orăștie, de la Orăștie la Semelia, de acolo la Deva, de acolo la Ponta Ilia, de acolo duce mai departe. Și la un moment dat iau. Și-am luat în sus, am ajuns la ora 1 noaptea și am văzut acolo lumină în casa dinainte la Petre. Doamne, iartă-mă, nu mai putem nici să conduc motoreta aia, că era obositor pe ea. Mai ales că era și nevasta în spate și te mișca conduc pe ea. Că nu toți fie mele pe motor cu două roate. E de jos. Aude sora și ies afară. Vame, știi ce e? Nu, cine? Fratele Hozan cu sora. Păi să vin pe când ne băgăm acolo. Cam în jur de 7 frați, între care și Nicoara Ștefan din Pledat și ce știu mai fare, avea 3 zile și 3 nopți în care n-au mâncat, n-au băut apă și s-au rugat lui Dumnezeu pentru o problemă. Să trimite Domnul pe cine vrea El. Ca să rezolvăm problema asta. Nu mâncăm până nu trimite Domnul. Tu te-ai duce așa, nu ne știe. Tu ești gata să asculți. Sau limba ta se împotrivește și spune, nu mă duc, unde să mă duc? Și atâtea alte lucruri unde limba poate pune stop sau poate zice cu bucurie, da. Ziceam, voi vedea asupra căilor mele să nu păcătuiesc cu limba voi. Mi-e frâmburii! Când Dumnezeu vrea ceva, satana e aici și el vrea să te încurce. Tu trebuie să cunoști. Dacă un prieten al tău vine să te amășească cu ceva, fii foarte atent, calculează,
vorbește Duhul Sfânt prin el sau vrăjmașul. Și dacă chiar nu știi cine taci, nu te grăbi să răspunzi, nu te grăbi să vorbești, nu te grăbi la mânie, fiind încet la mânie. Dar mai mult, Psalmul 37:1, nu te mânia. E poruncă. Apostolul Pavel, în Efeseni 4:28, apare, spune mâniați-vă. Și oamenii o iau de bună. Măcar că spusele Apostolului Pavel zice pentru una a doua epistolă pe ultimile versete, că spusele de iubitului nostru, frate Pavel, sunt cu greu de înțeles și unele răscârmăcesc pe pensarea lor. Așa și asta. Că zice, scrie în Biblie, mâniați-vă. Dar fă așa cum e scris acolo. Fă așa. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Adică, tu păcătuiești. Pe tine să te mânii, nu pe ăla, nu pe aia, nu pe un animal, pe tine! Mânie-te să nu păcătuiești! Că versetul penultim spune nici strângarea, nici mânia, nici clevetirea, nici toate astea să piară! Părinți să fie Domnul! Prin urmare, n-ai voie să te păcătuiești cu limba și n-ai voie să te mânii. Cât va sta cel rău înaintea mea, am stat mult în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era puțin mare. Se vede că avea o durere mare omului Dumnezeu în momentele alea. Dar învățați și la durere să tacă. Învățați și la durere. Când te pătrunde o durere, fenomenul primar care se întâmplă lacrima, curge lacrimi din ochi. Și asta e bine, că se răcorește Duhul tău din tine, dar nu că scadura, că îi dai foc. Nu te apuca să urli, nu te apuca să te răzvrătești și să vorbești câte toate. Cu asta păcătuiești. Am văzut persoană care, când mi-a murit soțul, inginer, client și de aia, pe o școală, atâta s-a răzvrătit, atâta a plâns, atâta a hăruit. Și la urmă, diavolul, unde n-apă să bagi de plină la Dumnezeu. Nu ai avut pe cine lua, micultare bolnav de cancer, micultare de norocini, micultare pe căruri, ce n-ai luat din ele, ce ne luat de la s-o certa cu Dumnezeu. Și n-aș vrea să vă înfric, dar aș vrea să vă spun. Așa nenorocini au venit peste familia aia și peste ea și peste ferească Dumnezeu. Nu lăsa limba să te bagi în păcat. Doamne, ferește! Ziceam, voi vedea asupra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba și îmi voi pune frâu bumii cât va sta cel rău înaintea mea. Aleluia! Aș vrea ca să nu mă duc mai departe, dar să recit și o poezie de încheiere. Am început o cântare, chiar cu o poezie din partea Domnului și să rămână timp pentru fratele preiubit ca să poată face încheierea. Pentru sora noastră, Sfiera, să potrivesc aceste cuvinte. Mă duc să dorm puțin la sânul odihnitor din care sunt. Aleluia! Precum adorme griul toamna la sânul caldului pământ. Când
cântările îmi vor ține locul la masa dragostei cu voi. Aleluia. Și eu am întâlnit când veți întoarce prin câte o lacrimă înapoi. Mă duc să-mi iau o harfă nouă și o altă carte de cântări. Și un alt veșmânt de cununie spre ziua dulcei așteptări. Am să mă întorc când tot pământul de grâu spânt va fi învețit și cerul nou va fi veșmântul ospățului sărbătorit. Atunci, cu mâinile slăbite, vom legăna cerești finici, nărțând spre zărne bănuite cântările începute aici. Aleluia! Mă duc mai puțin departe, să dorm un ceas, și apoi, în dimineața fără moarte, aleluia, cu Domnul voi veni la Domnul. Aleluia! Amin! Amin. Domnul să te binecuvinte. Amin. Aleluia. Aleluia. Slăviți să fie Domnul. Amin. Pentru lucrurile pe care le-am auzit, cred că le sunt de ajutor. Și este important, de aceea spunem, Solomon, mai bine să mergi într-o casă de jale, căci acolo îți aduce aminte cât de trecător ești. În această seară, cu textul citit, aceste 7 versete din Psalmul 39, care fratele acum Andrica, fratele Cozan a vorbit, ca să înțeleagă fratele Andrica, familia și noi toți, din acest cuvânt, este foarte important să vedem că David a stat mult între cei până la o vreme. A așteptat de la Domnul. Și le spune în următorul verset, atunci mi-a venit cuvântul pe linul și am zis. Ce-a zis? Doamne, spune care este trecerea vieții mele, care sunt numărul zilor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Și în versetul următoare, răspunsul este dat, viața este cât o mare de mână, da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Omul umblă ca o umbră. Se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine e la moștenie. Câteva amintiri de Scriptură cu privire la încredere și nădejde, că este nevoie pentru familia, întristată și pentru noi toți, să învățăm ce ne spun cei dinaintea noastră cu privire la Petre. Și tot David, în Psalmul 33, versetul 21, spune așa. Da, inima noastră își găsește bucuria în El. De ce? Căci avem încredere în numele Lui Cel Sfânt. Aleluia! Preghiților, inima noastră să găsească bucuria în Domnul. Amin. Și să avem toată încrederea în El. Proverbe 14:22, Solomon spune, cel neprihănit și la moarte trage nădejde. Și pentru că credem că sora noastră a fost învinceasă și a avut încredere în Domnul, a avut nădejde în Domnul și de aceea vrem să amintim în această seară, pentru cei care suntem aici, pentru noi este cuvântul acesta de încredere, pentru noi este cuvântul acesta de nădejde, cu această lucrare pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru Biserica Betel, care anul acesta trece prin încercări mai grele ca biserică, dar suntem datori în Unitate Sfântă să ne rugăm și să fim alături de cei ce sunt greu încercați.
Bunul Dumnezeu din cer să ne pună în minte și în inimă să facem lucrul acesta. Amin. Mereu în rugăciunea noastră să aducem înaintea lui Dumnezeu, ca să rămână mai departe cu încredere și cu nădejde. Nu numai ei, și noi toți. Și dacă privim în Sfântul Cuvânt al Scripturii, Apostolul Pavel, în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 6 și 7, are învățătură pentru biserica din Corint, atunci și acum pentru noi. Și Cuvântul lui Dumnezeu spune, așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere. Când știm de dacă suntem acasă, într-o, prindecim de parte de Domnul. Dar Domnul, la vremea potrivită, ne cheamă pe unul fiecare. Când ne cheamă El, să fim plini de încredere. Când ne cheamă El, să fim plini de nădejde. Și apoi îi spunea la cei din Israel, la evrei, în Roman, în capitolul 4, versetul 16, zicea pentru toți atunci și acum să ne apropiem, dar cu credere, de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Acum, cred că pentru fratele Tudorică, pentru băiețelor lui, pentru fetele lui, pentru gine, pentru norori, pentru nepoți, este o vreme de nevoie. În care Dumnezeu din cer să-și întindă mâna peste toată familia. Și să-i mângâie cum știe al mai bine. Acestea sunt cuvintele de încredere. Și dacă privim în Scriptură și ne întoarcem înapoi ce spunea prorocul Ieremia, că amintea fratelosul mai devreme, în capitolul 17, versetul 7 spune: binecuvântat este omul care se încrede în Domnul și a cărâne pete, este Domnul. În această seară. Să pună Dumnezeu fiecare de noi credere. Să pună Dumnezeu fiecare de noi nădejde. Să fim noi lămuriți încă o dată pe tot ce adunăm, tot ce agonisim, toate trudele noastre în viața pe care o trăim, nu este decât un lac de mână, nu este decât un praf de pe cupălă, nu este decât, așa cum arată Iov, despre care s-a vorbit, după cum scânteia se naște să zboare, omul se naște să sufere. Și aceasta se observă, să vede că oamenii, în lumea care suntem încercați de multe ori pe suferință și aceasta, pentru fratele Tudorică și toată familia, este o suferință în suflet. Deci a fost mai drag, Domnul a luat acasă. Și am vrea să amintim bisericii din nou cei care suntem aici. Să punem la inimă și în mintea noastră aceste lucruri și cei care ne ascultă prin intermediul internetului, care sunt acasă, sau cei care sunt în România, la oare mici acum de noapte, ei sunt alături cu noi să vadă slujirea aici în cinstea mamei lor. Și credem că Dumnezeu de cer este în control. Încă o dată spun. Planurile oamenilor sunt multe la număr. Fiecare are planul. Dar dați-mi voie să vă spun. Hotărârea vine de la Domnul. Amin. Și cu privire la această nădejde care avem noi, care suntem aici, în această după masă, în această seară, vreau să vă amintim din Scriptură ce spune Apostolul Pavel când vorbea în Cartea Faptelor cu privire la nădejde, unde el atunci era cercat, era prigonit, avea probleme cu predica care o spunea tuturor și oamenii se ridicau împotriva lui, împotriva predicii pe care el o spunea prin Duhul lui Dumnezeu și spune în capitolul 4, versetul 15 și 16 din Cartea Faptelor următoarele lucruri. Și el spunea cu privire, spunea de nădejde. Și am în Dumnezeu nădejde aceasta. Atenție, iubită familie, sau iubite familie, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Amin, amin. De aceea vă și silesc, spune Dumnezeu, să ne silim și noi, să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Apostolul Pavel avea această silință și cred că pentru noi care ne aflăm aici, prin cele ce au predicat frații, prin cântările de laudă, prin cuvântul Domnului care avem pentru noi și acum spre închiere, vrem să vă spunem că dacă avem încredere în El,
El vine la vremea potrivită să ne ajute. Și când vom pleca din lumea aceasta, nu vor veni oamenii să ne îngroape, să ne ia sufletul. Când vom pleca de aici, Domnul va trimite îngerii. Bine ne spune la murit de bogați de sărat. Când a murit bogatul, a venit Doamne și l-a îngropat. Când a murit săratul, a venit îngerii și l-a luat. Și eu cred, și voi credeți că sufletul omului este o lumină a Domnului pe pământul acesta. Și tot ce trăiește în lumea aceasta, miliarde de oameni care sunt, toate sunt în mâna lui Dumnezeu, fiecare suflet. Și El știe când apărăm în lume și El știe când trebuie să plecăm pe lume. Nimeni nu mai știe altceva. Nu spun doctorii, dar încearcă să ajute pe cei formați cu tehnologia, cu medicina care îi dă mâna lor și ajung la un punct în care spun așa. Noi am făcut ce am putut. Mai departe, poate face Dumnezeu. Și știm că cei cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Prea mărit să fie lumea la oameni. Ce spunea celor de Roma, Apostolul Pavel, cu privind la nădejde, Roman 5 cu 5, spunea, și nădejdea aceasta nu înșală, atenție, multe nădejde care sunt la oameni pentru viața de aici, înșală. Dar nădejdea aceasta nu înșală pentru că Dumnezeu a pus în noi dragostea de Dumnezeu și a turnat în noi prin ce? Prin Duhul Sfânt. Prea mărit să fie Domnul. Deci, iubiților, care ne aflăm aici în această seară, Dumnezeu care a binecuvântat ființele și viețele noastre, avem lucrurile acestea care le-am văzut în Scriptură și ar dori câteva versete despre fericire sau, mai bine zis, despre odihnă, ca vreau să știe Daniel, omul lui Dumnezeu spus și mai iubit, despre viitorul care l-a văzut în vedenie și n-avea o lumină totului tot și Dumnezeu îi spune în capitolul 12, care este ultimul capitol și cu ultimul verset în cartea lui Daniel. Du-te, Daniele, și te odihnește până la vremea sfârșitului. Unde l-a trimis Dumnezeu? La odihnă. Atunci, te descurajezi în partea ta de moștenire. Repet ce a spus Pavel prin fapte, capitolul 24, versetul 15. Credeți, din toată inima, cu toată puterea, ce spune Scriptura este da și amin? Amin. Va fi o minere a celor drept și a celor nedrept? Amin. Da, va fi. Trâmbița lui Dumnezeu, sau când Dumnezeu va suna prin Arhanghel, cu trâmbița răsunătoare, Biblia ne spune că toți cei din mominte vor ieși afară. Și toți cei din viață vor fi transformați. Și dorim, ca să avem încredere, că vine vremea când vor fi treziți cei din mominte și cu privire la această odihnă, care îi spunea Dumnezeu lui Daniel, vreau să amintesc că, încă o dată spun, sora Stella a plecat la un loc de odihnă. Și locul de odihnă pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru ea este o încredere pentru familie că ați avut pe cineva scump și drag și de aceea spune în Psalmul 116, versetul 15, scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Și eu cred că sora Stella a fost iubită de Domnul. Și cu privire la aceasta, în cartea Apocalips, capitolul 14, versetul 13, vrem să avem în vedere ce răspunde Dumnezeu și ce spune Dumnezeu aici, prin cuvântul Lui, pentru noi toți care ne aflăm în această seară, la această seară de privire. Auziți ce spune cuvântul? Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo din morții care mor în Domnul. Dar zice Duhul, ei se vor odihni. Pentru că faptele lor îi urmează. Și credem lucrul acesta că cei care pleacă împărtați cu Domnul din viața aceasta n-au nimic de pierdut ce rămâne aici, au de câștigat ce-i pregătit dincolo. Amen. Și Dumnezeu din cer să ne ajute pe toți să pregătim dincolo. Înainte, când trăim aici, să pregătim dincolo. Și citim din cuvântul Domnului care
ni se spune, este și o fericire pentru cei din vizită Domnul care mor. În capitolul 20, versetul 6. Fericiți sunt Sfinții cei ce au parte de întâia viere, asupra lor a doua moarte n-are nicio putere. Și vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu El o mie de noi. Mai citim un cuvânt din cuvântul Scripturii care pentru noi care ne aflăm aici și am auzit aceste lucruri importante prin care vrem să rămânem biruitori până la sfârșit și plecarea noastră de aici, așa cum ne spune tot înțeleptul Solomon, nu începutul unui lucru poate avea rezultat, ci doar sfârșitul lui. Și dacă am început cu Domnul, spun pentru toți, să ne ajute eu să sfârșim cu El. Și dacă am sfârșit cu Domnul, rămâne valabil pentru noi toți, că Dumnezeu din cer a pregătit pentru noi un cer nou și un pământ nou, pe care vă oprice de pierdire. Și-ar dori, în dreptul meu și al vostru, să ne ajute Dumnezeu să trăim viața de neprihănire, ca să avem parte din veșnicie. Pentru că vine răspunsul în Apocalipsă pentru toți. Niște cărți au fost deschise, sunt fiecare, va fi judecat după ce le-a scris în cărțile acelea. Și se încheie, capitolul 20, versetul 15, atenție! Oricine n-a fost găsit în cartea vieță, a fost aruncat afară. Eu dorim noi toți să avem numele scris în cartea vieții. Amin. Și încheiem cu răspunsul care l-a dat Domnul Iisus Hristos la apostol care s-a întors prin lucrurile, din lucrare de propovăduire, din semne și minuni, unde erau supuse lucrurile curate și au venit să prezinte, să spună, învățătorule, ne-ai trimis, în numele tău ne-am dus și în numele tău și frații ne-au fost supuși. Și Domnul Iisus Hristos a lui să răspunde, am văzut pe Satana coborând din cer ca un fulger. În timpul acela, Iisus a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, nu vă bucurați prin faptul că vă sunt duhurile supuse, bucurați-vă mai mult, că numele voastre sunt scrise în cer. Reamărit să fie Domnul. Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Avem un Mântuitor care e răscumpărător, care ne-a răscumpărat sufletul, care până aici ne-a portat în care lui de dirință, cel are vedere să ne poate până la sfârșit. Dorința noastră este să rămâne prin crezător și prin de la drepte. Că și noi vom ajunge la un loc făcăduit de Domnul Iisus Hristos. A lui să fie slavă în vieții vieților. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și pentru slujire din această seară care m-a avut aici, am vrea împreună să mulțumim Domnului. El să primească rugăciunea noastră tuturora și în această rugăciune ne putem ruga în continuare toți pentru aceste familii întristate de aici și de România. Și în această rugăciune putem să spunem, Doamne, ajută-ne să avem încredere, să avem nădejde, să călătorim pe mai departe pe aici în Domnul cu tine. Amin. Amin. Te închinăm cu toată smerenia, Doamne, înaintea Ta. Și din adâncul inimii, Doamne, mulțumesc de mare iubire, de mare dragoste care o ai pentru noi, Doamne. Îți mulțumesc de felul cum lucrezi, Iisus, cum lucrezi minunat. Nu știu dacă există hotărâine și planurile și nimeni nu se poate împotrivi. De aceea, Doamne, ne smerim înaintea Ta. Și din toată inima doresc să-mi iubite, Doamne, de felul cum lucrezi Tu. Îți mulțumesc, Doamne, că rămâi cu noi. Ne-ai făgăduit că nu te părăsești nimic în tine. Mulțumesc pentru vizionare.
Ajută-ne, Iisuse, să ne privești mințile, inimile, sufletele, Doamne Iisuse, cugetul, Doamne Iisuse, vorbele și faptele noastre, Doamne, să reflecte slava Ta. Ajută-ne, Doamne, să fim înțeleși și răzbunătate de Sfântul. Ajută-ne, Doamne, să avem gândire, să slujesc cu mâna să mângâi, Doamne, de cei întristați, să te atingi de cei îndreptați, cercetează pe cei bolnavi, primește-ne, Doamne, din toată inima închinarea și mustărirea, Doamne, să fie numele Tău, ne bucurăm că ești cu noi, ne bucurăm că ne lungi. Ne bucurăm că ne cercetăm și așa te slăbim, te lăudăm și ne închinăm cu toată smerenia. Lăudați să fie alături. Vă rog să ocupă locurile. Mulțumim tuturor pentru participare. Și-am vrea să anunță că pe ziua de mâine, deci la revin noapte, la ora 9, la 10, de matate, va fi vizite și la voi. De la 10:30 până la ora bună, prezent va fi serviciul de înmormântare. Și dorim că Dumnezeu de cer să vă pună pe inima să veniți și mâine și împreună să fim în locul acesta. În care, acum, când spun că ne despărțim de la casa Domnului, dacă vreți să treceți prin fața Sitiu, să vedeți pe soara Stela, grupul ei nesuficit aici în Sitiu, vă rog să o faceți, începând din partea aceasta, în stânga mea, în care veniți să veniți, să vă uitați, nu să goviți, vă rog frumos, întreagă să facem lucrul acesta și încă o dată repet ce am spus miercuri în seară, în mesajul care l-am dat, vă rog foarte frumos să ne înțelegeți că ce este bine pentru lucrurile și vremea care trăim. Aveți un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de curățare pentru familia întristată, fără îmbrățișări și fără sărutări. Așa să vă rog să mă ascultați, să o faceți cu respect și în timpul scurt să putem ieși afară, aici cu ușa aceasta spre parcare, pentru doamnele de la funeral loc, să ne mai casă, vină să ne apoi, Sicriu să ducă la mașină, la funeral și mâine îl va duce înapoi aici. Domnul, să rămână în timpul nopții cu fiecare de noi, mulțumim pentru înțelegere, dacă se pune Sitiul de nou să plec, în timp este pintă, să facem întâmplă lucrul acesta trecând pe aici de față și apoi spre mașini în parcare. Domnul fie lăudat cu toate. Amin. Amin. Aleluia. Aleluia. Domnul să vă binecuvânteze în pace. Aleluia! Aleluia! Thank you.
calea Thank you.
Ia, ăsta dacă poți să-l dai jos, să nu-l uităm. Nu se mai știe nici de cum. Nu se mai știe nici de cum.